Un român a fost găsit mort în porbagajul unui autobuz din Italia. Bărbatul avea 37 de ani și locuia în orașul în care a fost găsit fără suflare. Cauza decesului este până în acest moment necunoscută. Anchetatorii iau însă în calcul inclusiv varianta unei crime. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. Alertați de mirosul puternic din jurul autobuzului, oamenii au apelat la ajutorul polițiștilor italieni. Ajunși la locul indicat de trecători, anchetatorii au dat peste trupul neînsuflețit al unui bărbat aflat într-o stare avansată de descompunere. Inițial, oamenii legii au presupus că trupul îi aparține unui om fără adăpost care s-a refugiat în portbagajul autobuzului. Ulterior însă aveau să descopere că este vorba despre cadavrul unui român în vârstă de 37 de ani. Criminaliștii au găsit urme de intrare prin pe suprafață Fața vehiculului. Crima rămâne momentan învăluită în mister, iar autobuzul folosit pentru examenele la școala de șoferi a fost pus sub sechestru. Autoritățile vor încerca să colecteze cât mai multe probe pentru a pune cap la cap piesele acestui caz. Până când se va face lumina, anchetatorii iau în calcul orice variantă, inclusiv cea potrivit căreia bărbatul ar fi fost ucis în altă parte, iar apoi ascuns în autobuz și abandonat. Starea în care a fost găsit cadavrul îi face pe italieni să creadă că victima era deja Moartă, cu cel puțin 10 zile înainte să fie găsită. Cazul se complică și mai mult după ce un alt cadavru a fost identificat în apropierea autobuzului, într-o clădire părăsită aflată pe strada pe care locuia românul găsit mort. Trupul unui ucrainean a fost descoperit, iar anchetatorii nu exclud scenariul ca cele două decese să aibă o oarecare legătură.